Iubiți frați, trimiți-l mai departe că-i prea tare. Iubiți frați, iubite surori și tare dragi copilași, cum în 1889 intru în al 80-lea an de viață și sunt probabil cel mai bătrân dintre voi toți, aș putea să scurtez și în loc să spun dragi frați, dragi surori și copilași, mai bine vă spun toți, la toți, dragii mei copilași, că în comparație cu mine sunteți copilași. Vreau să știu, voi în cor, auziți acolo când eu, ce e în spate, auziți-mă? Îngerii au vestit păstorilor pe plaiurile din Betleem, astăzi vi s-a născut un mântuitor, Domnul. Oare ți s-a născut și ție? Sau s-a născut numai altora? Și tu ai fost mântuit? Ești sigur că ai fost mântuit? Evanghelia după Luca începe prin a ne povesti despre două persoane. Era unul Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, și Biblia ne spune că el era un om credincios, neprihănit, toate lucrurile la el erau în regulă. Dacă l-ai fi întrebat, tu crezi tot ce scrie în legea lui Moise în proroci? Totul cred. Crezi că Avram la bătrânețe, la 100 de ani, a avut copil? Cred, odată ce scrie, cred. Crezi că poporul tot a trecut prin Marea Roșie? Cred. Crezi că au fost hrăniți cu mană în pustie? Crezi cu apă din stâncă? Crezi toate minunile? Cred. Crezi că tu, bătrân fiind, mai poți să ai un copil? Eu sunt bătrân. Eu nu pot să mai am copil. El credea în toate minunile lui Dumnezeu. Nu putea să creadă că o minune se poate întâmpla lui. Pe mulți am cunoscut de aceștia. Și poate și unii dintre noi suntem de aceștia. Poate ai și tu un fiu pierdut. Și tu crezi ce spune Iisus, că un fiu pierdut vine înapoi la un moment dat. Și sărbătoare mare. Asta cred, dar fiul meu o să vină înapoi. Sau fiica mea. Sau ai cine știe ce boală și citești. Atâtea boli le-a vindecat Iisus. Dar pe boala mea poate să o vindece Iisus. Crezi în toate minunile, în afară de o minune care ți se poate întâmpla ție. Și este o a doua persoană cu care începe Evanghelia după Luca, e Fecioara Maria. Vine un înger și îi spune minune mare, că ea fecioară fiind, va avea un copil. Și ea răspunde, iată roaba Domnului, facă-mi se după cum ai spus, și Elisaveta o laudă, binecuvântată este cea care a crezut. Noi toți citim despre un mântuitor și ne spune Evanghelia din ce lucruri ne mântuiește. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Ești mântuit de păcatele tale? De toate păcatele. Nu spune că El ne va mântui de o parte din păcate. De toate păcate. Bine, dar eu am păcate foarte grele. Dar n-a spus îngerul, El va mântui pe poporul său de păcate mai ușurele. Dar dacă e greu de tot, nu mai poate. Te-a mântuit pe tine de toate păcatele. Păi dacă ai ști, frate, ce păcate am făcut eu cu miile. Dar acolo nu scrie, va mântui poporul său de păcate până la 50. Dacă ai ajuns la 51, la 60, la 70, să ții nădejdea, nu mai poți să fii iertat. Acolo nu e nicio limită pusă. Va mântui pe poporul său de păcatele sale. Bine, are fiecare câte un păcat. Dar eu am săvârșit crime grozave, eu am omorât, eu am... Păi nu spune acolo că El m-a mântuit pe poporul său de păcate ușoare. Spune, va mântui de păcatele sale
fie că sunt ușoare, fie că sunt grele, Iisus l-a mântuit pe Saul din Tars, care ucisese creștini. A mântuit pe Maria Magdalena, a mântuit pe acestea, a mântuit pe Petru, care după ce a fost apostol, s-a dezis de Iisus de 3 ori, într-o noapte, și el a fost mântuit. El poate să mântuiască pe oricine. Și ce se întâmplă cu păcatele? Păi bine, dar eu le-am făcut. Ce se întâmplă cu păcatele? A, păcatele. Dacă tu te-ai pocăit și ai primit mântuirea lui Iisus, de a-i vedea ce păcate frumoase ai, zice, de ar fi purpurii, roșii, cărmăzii, se vor face albe ca zăpada. Te vei uita la păcatele tale trecute și te vei minuna și tu ce frumoase au devenit. Ce albe au devenit. El poate mântui într-un chip desăvârșit. Dumnezeu te socotește ca și cum niciodată n-ai fi făcut nici cel mai mic rău. El poate mântui de toate păcatele. Și cred că ar fi păcat să trecem peste Crăciunul ăsta fără de cunoștința aceasta că suntem noi mântuiți. Degeaba un brutar are pâine, păi dacă eu nu vin la brutărie pentru pâine. Un restaurant poate să aibă mâncarea cea mai bună, eu nu intru la restaurantul acela. Eu, mântuitor, putem să-i cântăm. Asta nu-i de ajuns. Să venim la el pentru a fi mântuiți. Putem să fim mântuiți. Și acum vreau să vă povestesc cum eu însumi am fost la Betleem când s-a născut Mântuitorul și cum a fost când am văzut eu pe Mântuitorul născându-se. Că Betleem nu există numai în Israel. Betleem înseamnă în limba ebraică casa pâinii. El e pâinea vieții. Și există multe Betleemuri și vă povestesc eu despre Betleem în care eu am fost și l-am văzut pe Iisus născându-se. La un moment dat eu eram într-o închisoare. Nu faci lucrurile care trebuie, ajungi la închisoare. Și am ajuns la închisoare. Și în închisoare eram tare, tare bolnav. Aveam tuberculoză ambelor plămâni, aveam tuberculoză și respinării, tuberculoză intestinală, boală de inimă, gălbenare, nici nu mai știu câte aveam. Eram așa de slab că dacă aveam o cană de apă lângă mine, n-aveam putere să întind mâna să o iau, trebuia altul să-mi ducă această cană de apă la gură. Eram pe moarte. La dreapta mea, poate unii din voi au mai auzit povestirea aceasta de la mine, dar e așa de frumoasă că merită să o mai spun încă o dată. În Evanghelie multe lucruri sunt povestite și de Matei, și de Luca, și de Ioan, și de... Să fie de mai multe ori spuse lucrurile care sunt frumoase, merită și mai ales să ne ajunge Crăciun să se spună întâmplarea asta. Eu eram bolnav de moarte. La dreapta mea era un păstor, numele lui era Iscu. Avea pe la vreo 40 de ani, așa a fost de chinuit, de bătut, de torturat, încât era pe moarte. Era pe moarte. De fața lui era senină, frumoasă, strălucea. Îmi pare rău că nu sunt pictor, că sunt numai predicator. Aș vrea să fiu pictor, să pot descrie, să pot pune pe pânză frumusețea și strălucirea acestei fețe de om chinuit. Vorbea numai despre cer, despre Iisus, despre har, despre Dumnezeu. Fiecare cuvânt al lui era o perlă. El știa unde se duce. Nu că era mai bun decât alții, dar cunoștea pe un mântuitor. Și dacă e mântuitor, să mă mântuiască. Dacă e doctor, să mă lecuiască. Dacă e brutar, să mă hrănească. Dacă e mamă, să mă îngrijească. Ce fel de mântuitor, dacă nu vrea nimeni să fie mântuit prin el? El a auzit un mântuitor, s-a lăsat mântuit. Și știa că este mântuit și era liniștit, era o pildă de om. El era la dreapta mea. Vă veți mira cine era la stânga mea. La stânga mea, tot chinuit, torturat, pe moarte. Mă închipuiți voi din care partid? Ăla care chinuise de moarte pe fratele ăsta al nostru, până s-a certat el cu tovarășii lui, nu știu ce a ieșit, să bagă și ei unii pe alții la închisoare, nu bagă numai pe creștini sau numai pe evrei, bagă unul pe altul la închisoare.
Și el care a fost un chinuitor, el care a torturat, nu numai pe ăsta, dar pe mulți frați și pe mulți nevinovați, i-a torturat. Pur mă, nu i-a mai plăcut partidului, nu vă spun care partid, nu i-a mai plăcut partidului de el. Și l-au bătut și pe el, l-au chinuit grozav, era tinerel, foarte tânăr. Și acum așa l-au torturat, că era pe moarte la stânga mea. Cel la stânga mea nu putea să moară. Noaptea mă trezea din somn. Domnule pastor, vă rog, spuneți o rugăciune pentru mine, am comis așa crime grozave, nu pot să mor cu crimele astea. Și atunci eu am văzut minunea minunilor. Cea mai frumoasă întâmplare din viața mea de aproape 80 de ani. Cea mai frumoasă întâmplare a fost într-o celulă de închisoare. Am văzut pe păstorul acela, care era aproape de comă, aproape să-și dea sfârșitul, a chemat pe alți doi deținuți și sprijinindu-se pe umerii lor, el încet, încet a trecut de patul meu. S-a așezat pe patul celui care îl chinuise de moarte, celui care îl omorâse, că mai erau câteva minute până la moarte. S-a așezat pe patul ucigașului său și ce credeți că a făcut? A mângâiat pe ucigașul său pe păr. Sper ca scena asta să nu uit niciodată. Noi toți suntem așa de zgârciți în a mângâia pe cineva. Când ai mângâiat ultima oară pe nevastă ta? Știu când ai certat-o ultima oară, dar când ai mângâiat-o ultima oară? Când ai mângâiat pe mama ta bătrână? Cine și-a mângâiat bunica? Știi? Iar i-ai adăugat ani de viață dacă ai veni lângă bunica, ai mângâia și ai spune, bunicuță, îți datorez viața, eu așa te iubesc, îți mulțumesc pentru toate. Iar sări inima de bucurie. De ce să apucă să mângâie pe o bunică? Nu strică să mângâie și pe un bunic. Și nu numai o nevastă trebuie mângâiată, și un soț trebuie mângâiat. Noi toți suntem foarte zgârciți în mângâieri. Eu am văzut pe un om mângâind pe ucigașul lui. Merita de trăit în locul acela de întuneric și de suferință ca să văd că și asta e posibil. Noi nu putem ierta că supa e prea sărată sau nu știu ce s-a întâmplat în casă. Ăsta putea ierta pe ucigașul său. L-a mângăiat și a spus, ai fost tânăr, n-ai știut ce ai făcut, eu te iubesc din inima întreagă, eu ți-am iertat tot. Și nu numai eu, pot să te asigur că toți credincioșii pe care i-ai chinuit sau ce le-ai făcut, toți te-au iertat. Și dacă noi care suntem numai oameni putem să iertăm și să uităm, dar pe Iisus care este iubire întrupată, El te vrea cu El în cer mai mult decât vrei tu să fii în cer cu El. El vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. El te dorește. El aleargă după tine cu harul său, nu mai primește-l în inima ta. Și am văzut cum cu multe lacrimi ucigașul și-a povestit toate păcatele ucisul. Nici cel mai fantastic roman n-are asemenea întâmplări cum le-am văzut eu în viața mea. Ucigașul, spunându-și toate păcatele ucisului, s-au rugat împreună. S-au sărutat de trei ori. Încetul cu încetul, fratele Iscu a plecat înapoi pe patul său, au murit amândoi în aceeași noapte, era un ajun de Crăciun. Dar nu era un ajun de Crăciun în care se sărbătoria că acum 2000 de ani undeva în Iudeea s-a născut Iisus. S-a născut Iisus în seara aceea, în inima unui ucigaș. Deci Iisus se poate naște astăzi. Nu se folosește la nimic toată povestirea Evangheliei despre Iisus care s-a născut acum 2000 de ani. Dacă Iisus nu s-a născut în inima ta și nu trăiește în inima ta și tu poți să faci ca lucrul acesta să se întâmple astăzi iară și dacă s-a întâmplat mai de mult se poate înnoi iarăși,
revii ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, iar ai mai făcut păcat, iar poți să vii înapoi. Și să-ți fie Iisus cu adevărat mântuitor, mână în mână au mers cei doi în cer, ce praznic o fi fost acolo cu îngerii și cu toți sfinții când au văzut pe ucigașul și cu ucisul venind frați amândoi înfrățiți prin Iisus. Asta e ceea ce am văzut eu. Acum, fostul însă ucigaș nu mai avea nicio problemă. S-a pocăit, a fost iertat, s-a dus în cer. Am spus, puteți să spun pe eu n-am ucis. Nu știu dacă aici nu este vreun ucigaș. Mi s-a întâmplat să predic în biserici de-astea și să vină după aceea unul să spună că e ucigaș. Am predicat în New York și a venit după aceea unul la mine, ce știi cine sunt eu? Eu sunt pe lista celor mai căutați de FBI, FBI e poliția americană. Și are o listă de 10 inși care sunt criminalii cei mai căutați. Eu sunt pe lista, mă caută pe mine poliția. Zic, mai ești încă pe încă o listă. Are și Iisus o listă a marilor păcătoși pe care El îi caută. Ești și pe lista Lui. Și de aceea te-a adus aici. Dar chiar dacă nu vă aduceți aminte că ați ucis, să vă spun eu din experiența mea de viață, nu fi tare deștept, dar sunt bătrân și am văzut multe. Poți să omor pe un om dându-i cu toporul în cap. Poți să omor pe un om dând în fiecare zi câte o picătură de o travă. Și sunt oameni care știu că n-au ucis. Dar cum și-au necăjit nevasta? De fiecare dată, numai un cuvințel rău, dar pe ea o tăia la inimă. Sunt alții copii care știu așa să-și amărască viața părinților lor. N-au ucis, n-au ridicat un topor sau n-au tras cu revolver. Dar le-au otrăvit viața. Au fost părinți care au fost brutali față de copiii lor. Gândește-te, nu cumva ai scurtat viața cuiva prin purtarea ta și ar ea. Știu despre un om care a citit despre oameni pe care îi iubea mult și în care avea încredere, a citit despre ei două scrisori, cum au păcătuit aceia și a avut un atac de inimă și a murit. Ăștia nu intră în închisoare, n-au tras cu revolver, dar l-au omorât prin ceea ce au făcut. Și cumva toți suntem încărcați de vină înaintea lui Dumnezeu și pentru toți a venit Iisus un mântuitor. Acum, ucigașul ăsta care s-a pocăit, el a avut ușor, s-a pocăit, a plecat în cer. Nu mai avea o viață înaintea lui. Noi avem alte probleme. Noi sper că fiecare îl va primi pe Iisus cu dragostea toată astă seară și dacă l-a primit și acum 50 de ani, poate abia să reînnoiască dragostea față de El și după asta avem de trăit. Și dacă mai avem de trăit, avem probleme. Eu sunt foarte bucuros de toți cei care caută viața veșnică și sunt aici. Sunt bucuros și de cei care nu caută viața veșnică și sunt aici pentru alte motive. Eu înțeleg pe cei care nu caută viața veșnică. Păi dacă nu știu ce să facă cu viața de aici, ce să facă ei în viața veșnică? Există de ăștia care nu caută viața veșnică. Sunt bucuros că îngeri sunt aici, spune în Scriptură, nu vă spun capitolul și versetul, citiți toată Scriptura și o să găsiți ce vă spun eu acolo. Spune că îngerii, când se predică Evanghelia, sunt și ei acolo, vor și ei să învețe, vor și ei să cunoască. Fiecare din noi avem un înger păzitor. Ce face îngerul păzitor când merg eu la biserică? Crezi că el rămâne acasă să se uite după copilaș? Păi copilașul are el însuși, îngerul său păzitor. Vine și îngerul păzitor cu mine la biserică. În fiecare biserică de asta sunt mulțime de îngeri. Sunt mulțime de îngeri. Și mă bucur de toți aceștia. Dar mai există o serie de vizitatori aici. Dacă am avea ochii spirituali deschiși, am vedea câți dragi sunt aici. Dragii vin și ei la biserică. Să strice lucrarea care s-a făcut, spune Mântuitorul, semănătorul cel bun. El seamănă o sămânță și cum a zis el, amin,
a și venit diavolul să scoată sămânța din inimă. Pândește, sfârșitul predicii. Este dracu acolo, nu pot să furd sămânța cumva din inimă. Și dacă vezi pe dragi aceștia și urmărești, vezi că ei nu așteaptă încă să se înceapă adunarea. Ei încep lucrarea lor duminică dimineață. Am văzut eu lucrarea aceasta. Cum fac diavolii duminică dimineață? Eram păstor la București, în ceea ce este astăzi Biserica Valaurii. Atunci era în Mihai Brau, în casă la noi a început. Și eram acolo și dimineața vine o soră în plâns, zice, soțul meu n-a vrut să vină la biserică, a spus că nu-i mai trebuie biserică. Zic, dar ce s-a întâmplat? Ce i-am dat o cămașă să îmbrace și a spus, uite, lipsește un nasture. Zice, păi ți-l cos imediat. Păi de ce n-ai cusut ieri? Păi ieri n-am băgat de seamă. Uite, ți-l cos acum. Acum ți-ai adus aminte să-l coși. Dar de ce nu are cusut înainte? Îți dau altă cămașă, nu-mi trebuie altă cămașă. Dacă tu n-ai avut grijă, nu mai întrebi cămășile tale, nu mai vreau să știu de tine, nu mai mă duc la biserică. Dracu a fost duminică dimineață în casa aia, să aibă grijă să nu vină omul la biserică. Și dacă mergi la biserică, el și aici te însoțește. Să găsești vreun defect predicatorului, ori că e prea deștept și vorbește prea filozofic, ori că e prea din topor și vorbește lucruri prea simple. Și mie îmi găsesc mereu greșeală. Am auzit pe unul care a spus, la Wurmland ăsta nu mai mă duc să-l ascult că mă plictisește. L-am auzit de atâtea ori și de fiecare dată a vorbit numai despre trei lucruri, despre dragoste, iubire și amor. M-am înlămurit. Nu mai trebuie să ascult. Găsești fel de fel de efect. E diavolul de față la fiecare adunare. Aveam o soră în adunarea la București, care după fiecare predică venea la mine și zice, frate, ce bine ai predicat asta, taman ce-i trebuia sorii Georgescu. A doua duminică, frate, ți-ai întrecut și pe dumneata, adevărat, ești mare, mare predicator, ce-ai predicat, taman ce-i trebuia sorii Marinescu. Iar mai predicam ceva și iar asta e pentru sora Stroiescu. Pentru fiecare știa cui se întâmpla. Așa m-am revoltat odată, că într-o predică am spus, avem aici în adunare o soră care fiecare predică o aplică altcuiva, nu ei însăși. Și după predica asta a venit la mine, zice, te-am auzit predicând de ani, dar așa ceva bun n-a mai fost, asta e taman ce are nevoie sora Herșcovici. E dracu de față. Dracu e de față la orice predică. Și vă spun, voi puteți să râdeți, dar e foarte dramatică chestiune. Mi s-a povestit. Știți că acolo, în România, nu vin la biserică cu automobilul sau cu tramvaiul și cu autobuz. Așa. Și mi-a povestit. Biserica noastră era la București, în strada Olten. Am predicat într-o zi, ce să fac dacă altă temă nu știu, fiecare predicator spune săracul ce știe. Și am predicat despre iubire. Și când au ieșit din biserică, era o pereche, o tânără pereche. Ea îi spune soțului, Doamne, ce interesant a fost predica despre iubire și cum a explicat-o, fratele Wurmland, că iubirea e așa și așa. Spune, draga mea, n-ai înțeles bine. El a spus altfel, iubirea e așa și așa, uite, e cum spun eu. Nu știi, n-ai fost tu atent. E cum îți spun eu, iubirea e așa și așa. Ascultă, eu sunt stăpân în casă. Și tu să te înveți să nu mai contrazici pe bărbatul tău. Dacă eu îți spun că așa a înțeles Wurmland, așa a înțeles Wurmland. Pe așa vorbești tu cu mine? Pe toanță, cum să vorbesc eu cu tine? Cum? Mă numești pe mine toanță? I-a dat două palme în fața bisericii, discutând predica mea despre iubire. Vă veți mira de lucrul acesta. Dar vă spun lucrul acesta și am că vă va și amuza, dar era tragic. Să fiți cu băgare de seamă că este și diavolul în biserică care caută să distrugă tot ce s-a făcut. Voi aici aflați o veste mai presus de toate. Avem un mântuitor, pe Fiul lui Dumnezeu însuși. Ce face El? Nimeni nu poate desface. El a făcut-o prin aceea că și-a dat sângele pe cruce
Și după aceea ne-a dat și Duhul Sfânt și ne dă și ne dă cu belșug. Putem să avem întreg cerul cu toate frumusețile Lui. Putem avea pe Iisus locuind în inimile noastre. Putem avea atâtea și atâtea lucruri bune pentru toată veșnicia. Și noi, tot în aura asta, în sfera aceasta a mântuirii, suntem nemântuiți sau suntem îndoielnici despre mântuirea noastră, să băgăm de seamă la lucrul acesta. Noi astăzi, adică toată săptămâna aceasta, sărbătorim nașterea unui mântuitor, să fim printre cei mântuiți. Acum, cum vine mântuirea la un suflet diferă, nu vine la fiecare la fel? Dar vreau să vă spun un fel la care poate veni, în care poate veni mântuirea. Păstorii au auzit de la înger o veste care trebuia să li se fi părut stranie. Vi s-a născut un mântuitor. Păi ce să fac eu cu un mântuitor care e bebeluș? Mi s-a născut un mântuitor care e într-o iesle? Păi o să trebuiască să aștept vreo 30 de ani până când o fi mare să mă mântuiesc. Dar eu ăștia 30 de ani ce fac? Un mântuitor bebeluș care e în scutece nu mi-e de niciun folos. Ei nu înțelegeau, era prea complicat pentru ei ce este cu mântuitorul acesta. Și îngerul nu le-a spus, mergeți să vedeți. Dar ei au băgat de seamă un lucru. Mântuitorul acesta nou născut, un copilaș născut în Israel, e într-o iesle. Cum se poate lucrul acesta? Noi suntem evrei, noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu, un popor chemat să fie sfânt și să naște un copil între noi și nu s-a găsit pentru copilul acesta o casă în care să se nască. Nu există un pat, un copil într-un grajd, într-o iesle. Trebuie să mergem de grabă, să ducem niște-l caș, să ducem niște-l lapte, să ducem niște-l brânză. Probabil părinții lui tare, tare săraci. Trebuie să mergem acolo. Asta e minunăția de Crăciun. Nu fi înțeles ei mult despre mesajul, dar au înțeles că e ceva așa de strâmb ca un copil să fie într-o iesle, că îmi las și turmă, îmi las și tot. Trebuie să mă duc să văd de copilașul acesta să pot să-i ușurez viața cu ceva. E bine, dragi copii, există astăzi copii care ar fi fericiți să aibă o iesle și nu au. În România, mulțime de copii mor la naștere, fiindcă din căldura pântecului mamei se nasc la maternitate și în maternitate e frig. Nu e încălzită maternitatea. Și dacă peste o zi, două, cinci, îl ia acasă, în casă toți frig. Și el are nevoie de lapte și nu există lapte. Mortalitatea copiilor este enormă în România și nu numai în România. Sunt iarăși copii în iesle. Copii mai rău decât în iesle, copii în suferință. Și să avem și noi mintea aceasta a păstorilor. E Crăciun și obiceiul să se facă daruri de Crăciun, să fac daruri unor oameni care n-au nevoie de darurile acestea. Și sunt copii care nici măcar o iesle nu au. Măcar era, acolo era Israel, acolo e cald. Și în graj era cald și toate astea. Sunt copii care n-au lucrul acesta. Sunt unele țări, iarăși nu vreau să spun ce partid domnește acolo, dar e o țară, Cambodia, în Asia de Sud-Est, lângă Vietnam, care a fost luată. Acolo copiii s-au aruncat la crocodil. Nu mai avem nevoie. Este copil de burghez, este copil de intelectual. Și au fost aruncați. Este o țară comunistă, Angola, în Africa. Avem documentarea. S-au spintecat pântece de femei însărcinate. Și au fost uciși copii în felul acesta. Există milioane de copii care suferă de foame. Eu, pentru scopuri misionare, am fost și în Africa, am fost și în India de mai multe ori. Ce am văzut în India? Am văzut în India mii și mii de oameni care locuiesc pe stradă. N-au casă, din niciun fel.
Locuiesc pe stradă, fie că plouă, fie că e uscat, pe stradă locuiesc. Pe stradă își împlinesc toate nevoile. Pe stradă să nasc copilași. Acolo pe stradă, nici un medic, nici moașă, nici nimic. Să naște acolo pe stradă, trăiește câteva luni, cel mult până la 2 ani, și moare tot pe stradă. Un copil care în viața lui n-a zâmbit, în viața lui n-a văzut o bomboană, n-a văzut o bucată de ciocolată, n-a văzut o jucărie, n-a văzut nimic din toate lucrurile acestea. Ați auzit poate de Maica Tereza, adună pe acești copilași, are o casă în care ea îi adună, eu am fost în casa aia, îi adună ca să moară mai decent. De trăit nu mai trăiesc copiii aceia. Și mii și mii, asta este suferința fizică de copii. Dar există suferința spirituală, poate ați văzut la televiziune, cum copilași arabi sunt învățați să arunce pietre și să omoare pe ostași izraelieni, dar ei sunt copii, de 6-7 ani. Și în Iran, când a pornit războiul împotriva Irakului, ei au trimis copii să se lupte, copilași micuți. Și este încă ceva, încă o foame a copiilor. Trebuie să știți că în lume există 5200 de limbi. Și Biblia e tradusă în 300. Am auzit pe fratele de la colegiu care a vorbit, colegiul nostru e bazat pe Biblie. Păi fiindcă ai o Biblie în limba engleză. Dar în 5000 de limbi în care nu există Biblia, pe ce e bazat colegiul? Pe islam, pe budism, pe hinduism, pe religia iudaică, pe ateism, pe tot ce vrei, pe marxism. Și cum vor trăi viața acești copii care n-au auzit niciodată dulcele nume de Iisus și nu cunosc niciuna din învățăturile Lui? Există copilași de aceștia cu milioanele, cu milioanele. Am fost de multe ori în ceea ce se numește lumea a treia, lumea aceasta unde este sărăcia aceasta extraordinară, în Bangladesh. Un om câștigă în medie pe an $100. Care din voi ar fi mulțumit să aibă un serviciu cu $100 pe săptămână? Ți-ar plăcea? Sau să ai welfare cu familia $100 pe săptămână? Păi cum să o scot la capăt? Și ea $100 pe an, mă vei întreba, dar cum trăiesc ei cu $100 pe an? Păi nu trăiesc, mor cu $100 pe an. O mortalitate imensă. Și păstorii din Betleem n-o fi înțeles cânticul acela al îngerilor slav. Ce-o fi? Ce-o fi? Pace pe pământ între oameni, bunăvoire, nu-i bunăvoire, că sunt romani aici și ne asupreviți pe noi. Dar mi-a spus un lucru, altele nu pricep, dar asta am priceput. Că în țara noastră, care a fost hotărâtă de Dumnezeu să fie o țară sfântă, în țara aceasta există un copilaș care s-a născut într-un grad și nu există un pătruț pentru el și n-are nici lapte, n-are nimic. Dacă e sărac, dacă ajunge într-o iese, probabil că n-are nimic. Hai repede să luăm ceva caș, ceva brânză, ceva unt, să ajungem, să ajungem la părinte. Și când s-au dus acolo la copilașul acela, au descoperit pe copilașul pe care au venit să-l adore și să-l ajute, e Fiul lui Dumnezeu. Și dacă tu îți vei lua hotărârea ca și tu să împărtășești ceea ce ai cu un copilaș, tot din ăsta săraci, cum a fost Iisus, să împărtășești ca să aibă și el. Eu am avut un asemenea copilaș flămând. Și nevastă mea, frumoasă mea nevastă pe care o cunoașteți, și vă spun de ce am spus, de ce îi spun frumoasă nevastă. Întrerup, trebuie să vă spun. Că acum câtva timp, o doamnă a spus, eu m-am pocăit. Și am întrebat-o, dar cum ai ajuns la pocăință? Datorită fratelui Vânbră. Și de acum l-ai auzit predicând? Zice, nu, că nu l-am văzut în viața mea, ea era din alt oraș. Ce-ai citit vreo carte a lui, ceva ce a scris el? Nu, niciodată. Păi atunci cum zici că fratele Vânbră? Zice, am auzit o bandă, o casetă, pe care el predica și de două ori într-o predică a spus, frumoasa mea nevastă, buna mea nevastă, eu sunt căsătorită de 30 de ani și soțul meu nu mi-a spus niciodată așa ceva, asta e religie bună. Deci a spus, bună și frumoasă mea. Și era un copilaș flămând și nevastă mea i-a făcut griș cu ciocolată,
dar a pus atâta ciocolată că nu se mai vedea grișul, era negru. Și copilașul, pentru nimic în lume, asta e murdar, asta e urât, eu nu mănânc lucrul ăsta. Și am trebuit să-i dau o bătăiță copilului, să-l fac cu silă, să ia o linguriță din aia în gură. Dacă a luat prima linguriță, nu mai puteam să-l opresc să mănânce, că toată ziua numai asta vrea să mănânce. Sunt copii care n-au nimic. Și poate gândindu-vă la păstorii aceștia, care s-au dus într-un graj să caute un copil, și au aflat că copilul acela e Fiul lui Dumnezeu. Și dacă tu vei spune, voi căuta și eu un asemenea copil, un copil sărac materialicește, sau poate un copil mai sărac, un copil care nu are nicio șansă să audă despre Iisus dacă nu-i dau eu o Evanghelie care costă poate 50 de cenți. Dacă eu nu-i voi da, copilul nu va cunoaște niciodată calea mântuirii. Dacă tu vei face lucrul acesta și vei întreba, dar cine e copilul ăsta care eu i-am dat? Vei auzi o voce spunând, de câte ori ai făcut lucrul acesta? Unuia care e flămând, unuia care e însetat, unuia care a suprit, care e ținut întuneric. Eu am fost și vei vedea ca la fel ca păstorul din Betleem și tu ai venit tot la Iisus. El este cel care suferă în toți copilașii aceștia și noi lui slujim. De câte ori slujim acestora, poate unii îl vor găsi pe Iisus mai apropiat în felul acesta, alții îl pot găsi în alt fel. Eu eram departe de Iisus, habar n-aveam. Și cu sila m-a dus cineva la o biserică, la o seară de rugăciune. Cu sila m-a dus. Nu puteam să refuz, îl cunoșteam, știi, câteodată nu poți să refuz. De plictisială m-am dus să scap de vorba lui. Și când am intrat, era o seară, eu n-am mai văzut seară de rugăciune. Și mi s-a părut așa ridicolă. Una plângea că soțul ei e nemântuit. Asta e motiv de plâns. Și alta plângea pentru copil. Și alta spunea una, și alta spunea alta. Mi se părea totul așa de râs. Și predica era așa de simplă. Și deodată a venit Duhul, am îngenunchiat, l-am întâlnit pe Iisus, am întâlnit mântuirea și așa s-a produs la mine. Se produce în diferite feluri, dar gândiți-vă la felul cum păstorii l-au găsit pe Iisus și nu lăsați Crăciunul acesta să plece fără întâlnirea voastră chiar cu Mântuitorul. Cred că voi auziți aici multe predici bune despre acest Mântuitor. Nici o predică despre Mântuitor nu mântuiește. Aici auziți cântece sau cântați cântece. Cântecele nu mântuiesc. Nimic nu mântuiește decât Mântuitor. Nici o brutărie, firma de afară nu te hrănește, numai pâinea te hrănește. Crăciunul acesta să fie perioada când cu adevărat vom ajunge să fim una cu El, El locuind în inimile noastre, așa cum a locuit în Pântecul Mariei. Să fie cu adevărat El toată viața noastră, asta vă doresc. Și să credeți în mântuirea pe care El a adus-o. Napoleon, veți fi auzit de el, era un mare împărat al Franței. Și într-o zi călăria, era prin munți, călăria, și calul lui, nu știu cum, s-a speriat calul și a luat o razna și era pe munți și împăratul era în primejdie. Și un ostaș, dacă a văzut, pe ce o să facă el fără împărat? Și un ostaș s-a aruncat înaintea calului, cu mână puternică a apucat frânele, a reușit să oprească acest cal, i-a salvat viața lui Napoleon. Napoleon i-a spus ostașului, era ostaș, simplu ostaș. Napoleon i-a spus ostașului, îți mulțumesc, capitane. Soldatul a salutat și a spus, mulțumesc, maestatea voastră, și s-a dus la regiment, s-a dus chiar la popotă, acolo, la clubul ofițerilor, s-a dus la capitanul pe care l-a avut până acum, l-a bătut pe umer și a zis, hei, ce faci? Și cum mă, tu ostaș, îmi spui mie, măi, ce faci? Tu ostaș, îmi spui mie, capitanul? Și păi, sunt tot capitan. Ce fel de capitan ești? Unde sunt stelele tale de capitan? Stele n-am, dar capitan sunt. Ce fel de capitan? Tu ai făcut școală militară, școală ofițer? N-am făcut școală de ofițer, dar capitan sunt. Ce capitan? Tu știi să comanzi o companie? Nu știu să comand o companie, dar capitan sunt. Păi cum ești capitan? Păi dacă a spus Napoleon că sunt capitan, cine e mai mare decât Napoleon? Și așa se poate
că noi nu suntem încă copii ai lui Dumnezeu bun. Poate nu știm Biblia, dar căpitan toți sunt, că a spus Iisus. Dacă vii la El, ești copil al lui Dumnezeu. Știi Biblia, nu știi? Ești copil al lui Dumnezeu? Păi, dar n-am purtare de copil al lui Dumnezeu. Nu-i nimic, o să ai purtarea mai târziu. Dar toți copil al lui Dumnezeu ești. Vino așa cum ești, cu toată încrederea că El este Mântuitorul și Crăciunul acesta va însemna ceva mare în viața ta. Vino cu încredere. Vino cu încredere. Și nu te speria dacă după pocăință vei mai face vreun păcat, apoi dacă v-aș povesti câte păcate am făcut eu după pocăință. În fiecare zi mi se pare că trebuie să mă pocăiesc din nou. Și nu mă mir, la un regiment a venit un recrut. Fetele nu știi ce e un recrut. Un ostaș nou venit se numește recrut. Așa, a venit un recrut. Și a speriat pe toți cât mânca. Mânca cât 7. Dar când e vorba, l-a tras la țintă, nici măcar din greșeală un glonț al lui nu ajungea la țintă. Și la un moment dat plutonierul s-a supărat pe el și a spus, de mâncat mănânci cât 7 și nu știi să tragi la țintă. Și l-a spus, păi să trăiți, tovarășe plutonier, eu de mâncat mănânc de 21 de ani. Eu sunt obișnuit cu mâncat, m-am învățat. Dar te-ai tras la țintă de 2 săptămâni. Nu vă așteptați ca eu să știu să trag la țintă cum știu să mănânc. Noi toți am trăit în păcate, am fost zămisliți, născuți în păcate. Nu-i mirare că păcătuim. Astelalte lucrurile sfințenii le-am învățat mai de curând. Dar să stăruim, să stăm lângă Iisus. El este Mântuitorul și El va mântui sufletele noastre. Numai un lucru să vă spun. După ce l-ai primit pe El ca Mântuitor, într-adevăr, să vă dăruiți sufletele. Eu totdeauna mă uit la ceas foarte exact, ca nu cumva să vorbesc prea scurt. După ce v-ați dăruit, să știți că sunteți în slujba Lui. Aici în America, la lacul Michigan, știți acolo, lacul Michigan, centrul Americii, în lacul Michigan, e un lac mare. Și la un moment dat a fost o furtună grozavă pe lac, un vapor s-a scufundat, 10 se luptau cu valurile, era și iarna și frig. Pe mal erau câțiva tineri, unul care era bun înotător s-a dus și unul după celălalt el a salvat 10 din cei care trebuiau să se nece. Dar după aceștia 10 era el însuși extenuat, se încălzea lângă un foc pe care îl făcuseră ceilalți pe mal, dar vedea pe alții luptându-se încă cu valurile și spune, trebuie să mă duc iarăși. Păi nu mai pot, ești extenuat, nu există, trebuie să mă duc. Și a mai salvat încă 5. Și acum, într-adevăr, era la capătul puterilor, abia mai respira, dar vedea că alții sunt încă în luptă cu valurile, iar s-a aruncat, a mai salvat încă 2. Și după ce a salvat 17, acum el era pe moarte, lângă foc, și spunea, ce rău îmi pare, voi apărea înaintea lui Dumnezeu, și am salvat numai 17. Cel mai mare regret pe care îl vom avea în cerul fiecare, este când vom vedea cerul așa de frumos, așa de frumos, nu există cuvinte, și vom vedea așa o bucurie pe fața celor care vor fi acolo în cer, copilași care vor fi acolo în cer, vor vedea jucării cum nu există, vor vedea îngeri cântând pe harfe, va fi așa totul. Și vom vedea bucuria pe fețele tuturor de acolo, vom vedea și iadul. Și vom ști, uite, ăsta din iad ar fi putut fi în cer dacă eu nițel luam ochii de la televiziune sau de la altă ceva și vorbeam cu el și spuneam despre Iisus, aș fi putut face mare lucru. Că spune tot în povestirea nașterii lui Iisus că păstorii și Ana și Simeon și alții vorbeau împrejurul lor și era un cerc al celor care știau despre Iisus. Crăciunul acesta să însemne început nou și în această biserică. Ca fiecare dintre noi să fie activ. Și dacă nu știți să vorbești engleza, rugați pe pastorul vostru să vă procure tractate în limba engleză pe care le poți da cuiva. Și sunt și români destui,
să facă fiecare. Și cu asta eu am terminat. Dar n-am sfârșit încă. Am terminat. Vreau să adaug numai 5 minute. Exact 5 minute. Nu vă promit că fiecare minută va fi numai 60 de secunde, dar va fi 5 minute. Să vă povestesc despre cea mai mare biserică din lume. Mi-a dat Dumnezeu să fiu acolo cu frumoasa mea nevastă. Am fost în Coreea, la Seul. E cea mai mare biserică din lume. 50.000 sunt în fiecare duminică la biserică. N-au loc 50.000, 5 servicii unul după celălalt. Poftim? 7 servicii. Bun. Am fost și eu, m-am mirat de ceea ce am văzut acolo. De unde s-a luat biserica asta, credeți? Păstorul lor, era un păstoraș mititel într-o mică biserică cu poate 30 de membri. Și un om care nu-i dăruit la predicare, eu l-am auzit predicând. E om cu știință, dar știți unii, nu are fiecare darul de a scrie sau darul de a predica sau darul de a vorbi prin mână, dar nu are dar. Ce spune are sens, are, dar nu are așa un dar, nu are așa dar. Nu e un Billy Graham, foarte. Era un predicator foarte slab. Însă biserica lor de 30 de inși a luat o hotărâre. Că nimeni din membrii bisericii nu se culcă într-o seară, până n-a vorbit unui om măcar 3 cuvinte despre Iisus. Te duci și cumperi lapte, îi spui eluia. Că cu oricine te întâlnești, fiecare se întâlnește cu câte cineva. În fiecare zi să spui unui om 3 cuvinte despre Iisus. A luat hotărârea toți. Și bineînțeles, știi ce se întâmplă după ce se ia o hotărâre? Nu se împlinește. Și el a plecat în alt oraș, l-au chemat să plece în alt oraș. Avea o nevastă cu vreo 5-6 copii, am cunoscut și pe nevastă lui. Și cum se întâmplă când ai 5-6 copii, unul s-a urcat într-un pom și a căzut jos și s-a rupt nu știu ce, și altul era bolnav și altul nu știu ce, și a cotat grijă cu 5-6 copii, când s-a culcat seara și a adus aminte, n-am spus nimănui nimic despre Iisus, și era așa de trist. S-a culcat, a adormit obosită, noaptea deodată se trezește, o laternă în ochii ei și cu revolverul la templa ei, dă toți banii, a intrat în tălhar. Și ea când îl vede pe tălharul ăla, Dumnezeu te-a adus, ce-s numai jos, mulți bani n-am, dar câți bani am, îți dau, îți fac și un ceai, am și niște prăjiturele, Dumnezeu te-a adus, că eu sunt nevastă de păstor și în biserica noastră am luat hotărârea ca în fiecare zi să spunem ceva cuiva despre Iisus și eu tocmai astăzi n-am spus, așa că Dumnezeu te-a adus, dumneata o să fie. A văzut filmul de acela Iisus cu Maica Domnului și cu Iosif în grajd și cu asta. A văzut asta și a fost foarte impresionat copilul. Era un copil de 4 ani. Peste un an iar vede tabloul ăla. Și întreabă pe tată, pe de un an tot în grajd sunt ei, nu s-a găsit nimeni să ia încă în casă. Pe tot în grajd rămân. Și noi lăsăm tot așa oameni în întunericul lipsă de credință, sau în foamea e grozavă, sau în România murim de frig. Și nu putem găsi și noi o bucată de caș, o bucată de brânză și o Evanghelie. E Iisus iarăși care suferă în fiecare copil de ăsta și să-i facem și noi o bucurie. Amin. Să ne ridicăm în picioare și așa cum fratele ne-a propus să încercăm să dăm ceva Domnului Iisus. Copiii au spus, vreo doi copii au spus, Iisuse, de ziua ta îți fac cadou, inima mea. Cei care doresc să-și consolideze mântuirea, viața veșnică, siguranța că l-au primit pe Domnul Iisus și că inima lor a devenit un locaș în care El locuiește, spuneți și voi lucrul acesta. Iisuse, de ziua ta îți fac cadou, inima mea. Iar cei care nu sunteți siguri dacă l-ați primit, iar cei ce sunteți siguri că nu l-ați primit, spuneți și voi aceste cuvinte. Începem să spunem. Iisuse, de ziua ta îți fac cadou, inima mea. Iar noi care te avem, Doamne, și știm că cei ce nu aud despre Tine și nu gustă din Tine, fiindcă nimeni nu te prezintă cu Tine.